Adolescenta din județul Cluj, care se necase cu un jeleu la școală, a murit marți după aproape o săptămână de stat în spital. Eleva era internată la terapie intensivă, în comă profundă, și era susținută în viață doar de aparate. Polițiștii vor deschide dosar penal pentru a se afla cine se face vinovat pentru tragedie. Copila de 14 ani din comuna Giaca, județul Cluj, se afla internată la Spitalul pentru Copii din Cluj-Napoca, încă de miercurea trecută. A fost dusă cu elicopterul SMUR după ce s-a înnecat cu un jeleu la școală. Fata a stat jumătate de oră fără oxigen până au ajuns medicii de la Gherla, pentru că profesorii și colegii nu știau cum să facă manevrele de resuscitare care ar fi putut să o salveze. Eleva mânca un jeleu când s-a necat, a rămas fără aer și a pierdut conștiința și s-a prăbușit pe bancă. Practic, jeleul s-a lipit de trahee, doar cu laringoscopul putea fi vizualizat. Manevra Heimlich executată corect ar fi putut fi salvatoare, spunea imediat după incident medicul Corina Dumitru. Cazul a strânit revoltă în spațiul public, iar ministrul Educației a transmis că vor fi introduse în școli cursuri de prim ajutor. Întrucât moartea tinerei a survenit ca urmare a unui traumatism, cazul va fi preluat de poliție, relatează Digi24.ro.